Cătălin Scărlătescu, unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți bucătari din România, și-a descoperit talentul gastronomic în copilărie, când petrecerea destul de mult timp în compania bunicii, a străbunicii și a mătușii, toate cele trei femei din familie fiind pricepute la arta culinară. Ulterior, Cătălin și-a transformat pasiunea de a găti în job și mai mult. A ajuns protagonistul unor show-uri culinare de excepție, alături de colegii săi, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu, descoperiți de producătoarea Mona Segal și promovați ca chefi în emisiuni de top, cei trei se bucură astăzi de celebritate și de simpatia publicului. După 12 sezoane ca jurați la Kefi la cutițe, Bontea, Scărlătescu și Dumitrescu au invocat oboseala și nu au mai continuat filmările pentru show-ul de la Antena 1, preferând să se dedice altor proiecte. Spre exemplu, Scărlătescu a participat recent la lansarea proiectului documentar Zestrea. Cătălin Scărlătescu nu a făcut un secret din faptul că bunica a fost cea care l-a inspirat să-și aleagă această meserie datorită rețetelor ei cu gust și a preparatelor tradiționale. Faceți cunoștință cu Cătălin Scărlătescu, un copil crescut de o bunică. Eu am fost crescut de bunica. De la 11 ani, tot cu bunica. Ne făcea lunea ciorba de fasole într-o oală foarte mare, care miercurea se transforma în fasole scăzută. Vinerea în fasole bătută și duminica mai primeam și o bucățică de carne, a povestit celebrul chef încă de mic. Scărlătescu a fost nevoit să se adapteze condițiilor vitrege, impuse de regimul comunist, despre care a povestit la lansarea serialului documentar Zestrea. Mâncărurile și rețetele descoperite în familie l-au fascinat și a simțit nevoia să continue pe acest drum. Nu a fost unul ușor, dar a reușit să fie astăzi un nume important în gastronomie. Am luat bucătăria de trei ori de coarne. Odată am învățat-o pe vremea lui Neacostel de la Europa din Eforie, după care am învățat-o pe aceea din Germania, că am fost la spălat de vase. Așa am început eu,